Mintea noastră este la fel de plină de surprize precum adâncurile oceanului. Savanții studiază fără încetare creierul uman și află tot mai multe despre tiparele comportamentale și numeroase lucruri interesante despre psihicul uman. A învăța ceva interesant despre tine ca om este întotdeauna fascinant. Din acest video vei afla 25 de curiozități despre psihologia umană. Vei ajunge să te cunoști mai bine și vei putea face față cu ușurință provocărilor vieții. Activitatea creierului uman continuă chiar și atunci când ne odihnim. Acesta este momentul în care se sortează informațiile. Asemenea unui calculator, creierul sortează tot ceea ce e stocat în memoria de scurtă durată, ștergând informațiile lipsite de importanță și reținându-le pe acelea ce trebuie stocate în memoria de lungă durată. Astfel, trezindu-te dimineața, nu vei uita niciodată ceea ce este cu adevărat important pentru tine. Dar nici nu-ți vei aminti pe ce ți-ai concentrat atenția ieri. Oamenii simt că au mai mult succes și sunt mai fericiți doar atunci când mintea lor este tot timpul ocupată cu ceva. Mai mult decât atât, materia cenușie nu este interesată de munca monotonă, ci de mișcarea continuă, de concentrare și de implicarea în diferite activități. În astfel de momente, starea de bine începe să se producă în organismul uman. De asemenea, atunci când o persoană se simte mai fericită decât de obicei, nevoia sa de somn este redusă. Studiile arată că somnul unei persoane fericite este cu aproximativ 10% mai scurt. Nu poți ignora mâncarea, sexul și pericolele. În creier s-a descoperit o structură unde sunt stocate anumite informații necesare supraviețuirii. Atunci când se produce un accident, toată lumea se oprește pentru a privi. În acel moment, impulsurile de supraviețuire sunt emise din creier, care are nevoie pentru a evalua situația produsă. La fel se întâmplă și în cazul sexului. Fără el, specia umană nu ar mai exista. Și din această cauză, când zărim un reprezentant al sexului opus, care se încadrează în normele impuse, avem tendința să întoarcem privirea spre el. Când privim un produs alimentar, creierul evaluează situația și oferă impulsul dacă există posibilitatea ca el să fie mâncat sau nu. Până la urmă, aceste trei aspecte au făcut posibilă evoluția vieții umane. Cercetătorii au demonstrat că dacă o persoană știa să renunțe la lucrurile pe care și le dorea foarte mult în copilărie, încercările vieții sunt mai ușoare și cu tulburări minime. Oamenii sunt capabili să accepte cu calm cele mai monstruoase schimbări din viața lor, cu condiția ca aceste schimbări să se producă treptat și nu dintr-o mișcare. De ce trăiesc oamenii într-o căsnicie care le distruge psihicul? Răspunsul este simplu: s-au obișnuit și au acceptat, pentru că schimbările n-au avut loc peste noapte, iar oamenii au timp să se obișnuiască cu lucrurile rele. Realitatea lor s-a schimbat, dar încet, și în cele din urmă, anormalul a devenit normal. Pentru a te obișnui cu ceva, nu ai nevoie de mai mult de 2 luni, mai exact 66 de zile. Acesta este timpul necesar de care are nevoie o persoană pentru a forma și automatiza un obicei nou. De exemplu, dacă îți dorești să treci la o dietă sănătoasă, este posibil să ai nevoie de ceva mai puțin, aproximativ 55 de zile, dar vei avea nevoie de până la 75 de zile pentru a te obișnui cu exercițiile fizice. În fiecare zi, o persoană obișnuită are între 12.000 și 60.000 de gânduri. Creierul nostru este de 1.000.000 de ori mai puternic decât cel mai performant calculator. Dar uitați-vă pe ce folosim această putere. 80% din gândurile noastre sunt negative, iar cele mai multe dintre gândurile negative se repetă zi de zi. Așadar, atunci când vei avea câteva minute de liniște și vei fi învăluit de acele gânduri ciudate, să știi că nu ești singurul. Li se întâmplă tuturor. Important este să nu fugi de ele. Învață să-ți sfidezi gândurile negative și să râzi de ele. Trebuie să realizezi că acele gânduri nu fac parte din tine, ci doar te parazitează. Au scopul de a se hrăni cu furia acumulată, cu tristețea ta. Atunci când nu fugim de negativitate, ci o înfruntăm, aceasta va conștientiza puterea pe care o avem și va sta departe de noi.
Cel mai bun leac pentru griji, anxietate și stres este lectura. Această activitate are un efect mai rapid asupra organismului. În mod surprinzător, această metodă este mult mai bună decât consumul de alcool, mult mai eficientă decât plimbatul, consumul de ceai sau ascultatul muzicii. În psihologie există un principiu. Cu cât sunt mai mari așteptările legate de un anumit eveniment, cu atât este mai mare probabilitatea unei dezamăgiri zdrobitoare. Cu cât te aștepți mai mult, cu atât primești mai puțin. Cu cât te aștepți mai puțin, cu atât primești mai mult. Dacă o clădire are geamuri sparte care nu sunt rapid înlocuite, în scurt timp acea clădire va avea din ce în ce mai multe geamuri sparte, pentru ca în final ea să fie vandalizată complet. Aceasta este ideea de bază din spatele teoriei ferestrelor sparte. Într-un sens mai larg, această teorie susține că oamenii sunt mult mai dispuși să încalce regulile și normele de comportament dacă văd în jurul lor semne clare de dezordine. Acest lucru a fost dovedit experimental în mod repetat. Așadar, o ușoară dezordine și slăbiciune în viața ta poate duce la probleme majore în viitor. Oamenii sunt reticenți în a contrazice o persoană calmă și echilibrată. În schimb, atunci când cineva își apără cu înverșunare și agresivitate părerea, acestuia tot timpul îi se vor opune și se vor naște polemici. Nu există un cuvânt mai bun pentru un om decât numele său. Primul lucru pe care trebuie să-l reții atunci când cunoști pe cineva este numele acestuia. Nu funcția, nici profesia, ci numele. Aceasta este regula pentru stabilirea unei relații bune. Psihologii au stabilit că o femeie are nevoie de doar 45 de secunde pentru a analiza un bărbat necunoscut. Dintre acestea are nevoie de 10 secunde pentru a-și face o impresie generală despre silueta lui. 8 secunde pentru a-i analiza ochii, 7 secunde pentru a examina părul, 10 secunde pentru a-i privi buzele și bărbia și 5 secunde pentru a-i analiza umerii. Iar în ultimele 5 secunde se uită la inel, dacă acesta există. Aceasta este una dintre cele mai interesante curiozități despre psihicul uman. Cei care suferă de depresie spun adeseori că viața nu mai are culoare. Și nu este doar o figură de stil, ci o realitate medicală. În timpul unui puseu de depresie, retina devine mai puțin sensibilă la culorile contrastante, iar pacienții disting mai greu culorile. Adevărat este și următorul lucru. Dacă ești înconjurat de culori cenușii și pale, crește riscul de depresie și melancolie. Persoanele incompetente ajung adesea mai sus pe scara carierei decât colegii lor mai calificați. Conform efectului Dunning-Kruger, persoanele incompetente tind să-și supraestimeze propriul nivel de competență, iar atunci când iau decizii greșite, aceștia sunt incapabili să-și dea seama de eroarea lor. În timp ce persoanele mai competente tind să fie mai cumpătate și invers, tind să-și subestimeze abilitățile și să se simtă subapreciate de ceilalți. Această teorie a fost confirmată experimental în 1999. Femeile se simt iubite atunci când comunică față în față cu partenerul lor, în timp ce bărbații, pe de altă parte, experimentează intimitatea emoțională atunci când lucrează, se joacă sau vorbesc stând lângă partenera lor. Cel mai cunoscut exemplu de înșelăciune prin onestitate. Un om care își mărturisește intențiile necinstite va părea mai cinstit în ochii celorlalți decât o persoană care nu are astfel de intenții sau le ascunde complet. Putem memora doar 3-4 elemente simultan. Există o regulă a numărului magic 7 plus minus 2, conform căreia procesul de stocare pe termen scurt al memoriei de lucru la om nu poate reține mai mult de 7 plus sau minus 2 elemente. Cele mai multe informații sunt stocate în memoria de scurtă durată, timp de 20-30 de secunde, după care le uităm rapid, cu excepția cazului în care sunt repetate la nesfârșit. Un copil începe să-și perceapă propriul eu abia după vârsta de 2 ani. Înainte de această vârstă, el se simte ca fiind un întreg cu tot restul lumii.
la fel cum noi ne considerăm mâinile, picioarele ca fiind parte din noi, la fel și un bebeluș consideră că lumea din jurul său este parte din el. 90% din toate bolile sunt de natură psihologică, iar o persoană poate fi vindecată definitiv doar prin restabilirea echilibrului său mental. Este dovedit faptul că sănătatea mentală a unui copil, care este lipsit pentru o perioadă lungă de timp de orice contact fizic cu oamenii, se poate degrada sau acesta chiar poate muri. În consecință, absența contactului fizic-emoțional poate fi fatală pentru o persoană. Este un fel de foame senzorială, care trebuie stimulată în viața fiecăruia. Observațiile psihologilor arată că într-o discuție față în față, interlocutorii nu sunt capabili să se privească tot timpul, ci doar până la 60% din timpul total. Cu toate acestea, timpul contactului vizual poate depăși aceste limite în două cazuri, la persoanele îndrăgostite și la persoanele agresive. Prin urmare, dacă o persoană necunoscută se uită lung și intens la tine, acest lucru indică cel mai adesea o agresivitate latentă. Contracția și dilatarea pupilelor nu se subordonează minții. Prin urmare, reacția lor arată foarte clar interesul interlocutorului tău față de tine. Pupilele dilatate sunt un semn că interlocutorul tău este numai ochi și urechi la tine, în timp ce o contracție a pupilelor va indica ostilitate. Cu toate acestea, astfel de fenomene ar trebui să fie observate în dinamică, deoarece dimensiunea pupilei depinde de asemenea și de lumină. La lumina puternică a soarelui, pupilele unei persoane se contractă, în timp ce într-o cameră întunecată se dilată. Dacă ai decis să începi o afacere nouă, să te apuci de sport sau să faci anumite schimbări în viață, nu destăinui nimănui planurile tale, altfel nu se va alege nimic de ele. Atunci când vorbești despre planurile tale, creierul tău le percepe ca fiind îndeplinite și este foarte greu să-l convingi de contrariu. Poate că sună ca o superstiție, însă psihologii au dovedit că această corelație este adevărată. Pentru a câștiga încrederea unei persoane, ar trebui să o îmbrățișezi timp de aproximativ 20 de secunde, dar numai de bunăvoie, bineînțeles. Asta deoarece oxitocina, un hormon secretat atunci când ne simțim în siguranță, inclusiv atunci când suntem alături de cei dragi, ne calmează și ne relaxează. Așadar, iată un motiv în plus pentru îmbrățișări în seriile lungi de iarnă. Pe curând!